Mai întâi trebuie să spun că sunt foarte fericit că am putut să scriu Theodoros. Este un punct de cotitură total în scrisul meu. Este cartea în care eu n-am mai avut niciun fel de limite. Modelele mele sunt Scheherezada și Un veac de singurătate. E o carte foarte imaginativă, plină de întâmplări, plină de aventuri de toate felurile, din foarte multe epoci istorice, cuprinde o perioadă de 3000 de ani, de aventuri, de povești de dragoste, de bătălii pe mare și pe uscat, toate evenimentele din care e compusă istoria. Theodoros este în același timp un roman istoric și pseudo-istoric, ca să spun așa, un roman în care evenimente și personaje istorice sunt alternate cu unele imaginare, în așa fel încât, până la urmă, toată povestea devine rotundă ca un ou Fabergé. Până acum, tema mea cea mai importantă a fost tema autorului, adică investigarea propriei mele biografii, începând cu copilăria și continuând cu toate evenimentele vieții mele. De data aceasta am vrut să scriu un roman obiectiv, un roman în care iau distanță de propria mea biografie și scriu ceva care nu mai seamănă, care este o imagine mai curând a lumii, o nouă lume, o lume formată din patru lumi diferite ce se îmbină ca mecanismul unui ceasornic și care au realitate în afara propriei mele memorii, conștiințe și, știu eu, habitudini literare. Prima dintre ele este lumea fabuloasă a Valahiei, partea de sud a României, locul în care eu m-am născut, pentru că eu mă consider mai curând valah decât român, și care îmi este foarte drag. Acolo am inventat o iarnă eternă. Valahia este sub zăpezi, îngropată în zăpezi, nu mai rămân afară decât vârfurile acoperișurilor și crucile bisericilor. A doua lume este lumea Imperiului Maritim Britanic, lumea reginei Victoria, cu primii ei miniștri, cu acțiunile ei de război, cu tot mecanismul acestei realități coloniale din secolul al XIX-lea. A treia lume este lumea Etiopiei, pentru că personajul meu încă din copilărie își dorește să ajungă împărat și în cele din urmă, la capătul a nenumărate aventuri, ajunge unul dintre cei mai mari împărați din secolul trecut, din secolul al XIX-lea, și anume împăratul Tevodros al II-lea al Etiopiei. Și, în sfârșit, a patra lume este lumea arhipelagului grecesc, în care personajul meu se regăsește făcând piraterie și încercând să descopere un adevăr mistic. Theodoros a fost într-adevăr un personaj real. Eu l-am întâlnit în opera unui memorialist român foarte cunoscut, Ion Ghica, la curtea căruia era un servitor și într-adevăr, la vârsta de 19 ani a dispărut din Valahia cu acest mare vis de a deveni împărat. Eu am încercat să construiesc în roman un mecanism prin care acest vis să devină posibil, să se concretizeze, în așa fel încât Teodoros să ajungă la capătul unor foarte multe întâmplări, împăratul Abisiniei. În același timp, vreau să spun că o bună parte din carte, cam un sfert din carte, este dedicat unei povești biblice a împăratului Solomon și a reginei din Sheba, nu așa cum este înfățișată în Biblie, ci cum apare în Cartea Sfântă Etiopiană, Kebranagast, acolo unde, spre deosebire de Biblie, regina din Sheba are o aventură erotică cu Solomon, în urma căreia se naște prințul Menelik, cel ce avea să devină primul din marea dinastie etiopiană. Pentru mine această aventură a fost o aventură lingvistică,
Cartea cuprinde foarte multe straturi lingvistice. Îmi pare rău pentru traducătoarea ei, care a trebuit să muncească foarte mult. Dar eu nu am făcut foarte multă cercetare, pentru că nu fac de obicei așa ceva, pentru că eu lucrez într-un mod special, fără un plan prealabil, inventând moment cu moment și pagină cu pagină povestea din cărțile mele. De data aceasta însă am fost mai atent cu datele istorice, cele mai multe dintre ele fiind total acurate, având o acuratețe totală care poate fi întotdeauna verificată. Romanul Teodoros a fost o revelație în România. În anul în care a apărut, a primit toate premiile importante românești și a fost considerat o capodoperă. Sper să fie la fel de bine primit și în lume, pentru că în toamnă vor apărea simultan 5 traduceri în câteva limbi importante, ca spaniola, italiana, germana, franceza și alte vreo două limbi de care nu mi-aduc acum aminte. Deci eu sper ca acest roman să fie o carte foarte bine, foarte așteptată și foarte bine primită în lume.